Bună! Vreau să vorbesc în videoul ăsta despre programele pe care le vedeți aici în colțul din dreapta jos și pe care eu le folosesc. Și vreau să vă spun despre mici utilitare care vă pot ajuta să fiți mai eficienți în lucru la PC. Primul dintre ele este Skype, care e o aplicație de comunicare instant și e folosită în special în mediul business. Adică foarte probabil conexiunile pe care le aveți pe Skype să fie mai degrabă orientate spre business, pe când pe Yahoo Messenger, de exemplu, e mult mai probabil să comunicați cu prieteni sau familie sau nu știu, lucruri de genul ăsta. În general, Skype e folosit într-un mediu mai profesional. Skype-ul poate să arate așa, când îl instalați are două ferestre în stânga și în dreapta și ocupă un spațiu mai mare, așa? Sau dacă vreți, puteți să-l faceți, eu am doar fereastră de genul ăsta. Există varianta Skype compact, ăsta se închide de aici, rămâne doar fereastra asta mititică. E un program destul de bun la partea de audio. Nu-mi place foarte mult că contactele sunt grupate un pic haotic. Adică la Yahoo Messenger mi se părea că erau grupate mult mai simplu și mai bine. Dar în afară de asta, de gruparea contactelor, e un program bun. Calitatea este în general bună și sunt destul de mulțumit. Deci pentru comunicare în mediul business puteți folosi Skype. Apoi, Dropbox. Dropbox face ceva de genul ăsta. Se instalează în calculator, e tot timpul activ după ce îl instalați și îi spuneți undeva, vreau ca folderul Dropbox să fie pus undeva. De obicei se pune pe desktop sau în userul vostru, numele vostru, în folderul c://users/olivianbreda sau nume utilizator sau ce aveți acolo, /Dropbox. E ceva de genul ăsta. Și tot ce puneți în folderul ăla este uploadat automat pe internet și dacă vreodată aveți probleme în calculatorul și pierdeți fișierele, ele au rămas pe internet. Încă un lucru, puteți să puneți în folderul Dropbox pe calculator ceva, se uploadează, apoi puteți accesa folderul respectiv și de la alt calculator sau de pe un telefon mobil sau de pe o tabletă. Și atunci există o sincronizare între mai multe device-uri. Dacă puneți Dropbox și pe telefon și pe calculator și pe tabletă, porniți device-ul respectiv, îl conectați la internet și sunt actualizate toate fișierele. Și atunci puteți avea acces oricând la ultimele fișiere. Pe telefonul mobil, dacă nu mă înșel, fișierele nu sunt downloadate automat. Trebuie de fiecare dată când vreți să descărcați un fișier, trebuie să-l descărcați. Pentru că Dropbox poate ocupa destul de mult. Există varianta free care începe pe la vreo 2 giga și ceva. Apoi puteți crește destul de rapid până pe la 20 și ceva de giga. Dacă vă luați anumite telefoane, de obicei Samsung Galaxy oferă promoții de genul ăsta, mai primiți vreo 50 de giga pe 2 ani, ceva genul ăsta. Și în principiu Dropbox poate să crească până la anumite dimensiuni. E greu să pui pe telefon câteva zeci de giga de informații. Și atunci sunt descărcate on demand. Dar Dropbox are avantajul față de alte rețele că e foarte răspândit. Adică dacă folosiți Facebook, e o mare probabilitate ca Facebook se poată integra cu Dropbox. Am dat exemplu greșit cu Facebook. De exemplu, pe telefonul mobil, dacă aveți Dropbox, e mult mai probabil ca alte aplicații să se lege cu Dropbox decât cu... Mai există și alte aplicații. SugarSync, Box, Google Drive. Există o listă întreagă de aplicații de genul ăsta. De la Microsoft, cred că Sky... Ceva cu are Microsoft ceva, Microsoft SkyDrive și alte aplicații de genul ăsta. Dintre ele, Dropbox e cel mai frecvent integrat cu alte aplicații. Adică dacă vă puneți nu știu ce program și vrea să integreze cu alt program de genul ăsta, o să se integreze mult mai probabil cu Dropbox decât cu altele. Și atunci a devenit foarte popular. Mai folosesc TeamViewer, pe care las tot timpul deschis, pentru că am un utilizator și o parolă și dacă vreodată, să zicem că sunt în oraș și am cumva calculatorul deschis, dacă e tot timpul pornit ca TeamViewer-ul meu, pot să mă conectez la calculator, chiar dacă sunt în oraș, să lucrez ca și cum ar fi la calculatorul meu și las tot timpul deschis. Ăsta e un program foarte interesant. Se cheamă Dito, cu 2 de T, și face ceva în felul următor. Odată instalat, el stă aici în partea de jos a calculatorului și tot timpul pornit. Și apare, nu face mare lucru. Dar uite, hai să zicem că dacă vă uitați, faceți click aici, vedeți tot ce am copiat eu când am dat copii la chestiile astea, ultimele e nouă. Dar lista e mult mai lungă. Dacă mă duc în jos, pot să văd
Cred că ăsta e care am scris aici. Am dat de 3500 de ori până acum copy-paste de când am instalat programul ăsta. Și are absolut toate copiurile pe care le-am făcut. De exemplu, dacă selectez chestia asta și dau copy, el o salvează by using our services. Mă duc aici și selectez Dropbox și dau copy la textul ăsta. A copiat Dropbox. Poate să funcționeze și cu imagini. Copiez imaginea asta și mi-a salvat imaginea. Hai să mai copiez un link. Și acum să zicem, deci nu mai e ultimul, da? Am poza asta de aici și vreau să o aduc înapoi în memorie. Fac click pe ea. Și acum, dacă pornesc IrfanView și dau paste, asta e poza care e în clipboard. Deci, eu, în momentul în care am dat copy, este salvat automat în programul ăsta pe termen nedeterminat. Și e foarte, foarte util. De exemplu, dacă eu lucrez la un document și dau de multe ori copy-paste și la sfârșit, să zicem că am scris tot documentul și dau cut, salvez și am pierdut tot documentul în momentul ăla, din greșeală. E, dacă eu am dat cut, el e salvat automat în ăsta. E foarte util, de exemplu, eu scriu uneori în Notepad și la sfârșit dau copy-paste și îl pun în altă parte. Și poate din greșeală am dat copy, m-am apucat de altceva, am mai dat un copy și am pierdut tot ce aveam în clipboard. E, ăsta vă salvează chestiile de genul ăsta. Ați lucrat undeva, ați dat cut și ați închis documentul și după aia nu dați imediat paste. Programul ăsta e o chestie de backup. E o chestie foarte, foarte mișto. Mie mi-e foarte util pentru că se întâmplă frecvent să dau copy-paste și uneori să, ok, am uitat să fac ceva și am pierdut ce aveam în clipboard. Și asta mă salvează. Îmi salvează toate pozele pe care le dau copy și salvează toate textele pe care le-am selectat și le-am dat paste. Cumva similar, să-l pun aici, este programul acesta, Family Keylogger, care ce face? Monitorizează absolut tot ce fac eu la calculator. Și, de exemplu, dacă mă duc aici, îmi generează un log de genul ăsta. Deci, eu am posibilitatea să văd absolut tot ce am scris. Îmi zice, ai stat la ora de, la data de, în fereastra asta n-ai făcut nimic. Aici ai fost în fereastra asta, ai dat copy, în fereastra asta ai dat paste, nu știu ce. Dacă scriu, îmi ia tot ce scriu, nu știe de diacritice, nu știe ș și ț, dar în afară de asta, el îmi salvează absolut tot ce am tastat. Și zicem că am lucrat la un document și mi se ia curentul și n-am salvat, n-are autosave, n-are nimic. E, în momentul ăla, eu pot să mă duc aici și are absolut tot ce am tastat. Deci, tot ce scriu la calculator este salvat în fișierul ăsta. Are o dimensiune destul de mare, dacă vă uitați aici, sunt multe lucruri pe care le-am făcut. Și tot ce scriu este salvat automat pe calculator. Și mă ajută. Dacă scriu un e-mail și mi se ia curentul. Am pierdut e-mailul meu. Lucrez la un document și mi se ia curent. Am pierdut documentul. Poate să nu se ia curent. Poate să crape Windows. Poate să blocheze programul. Poate am scris un comentariu lung la un articol. Când am dat send, în loc să se trimite, îmi dă o eroare. Și eu n-am văzut și am pierdut comentariul. Mie și ăsta foarte util să funcționeze. Sunt și alte programe, nu numai acesta, care au aceeași funcție. E în general un program considerat virus. Deci dacă aveți antivirus, eu când l-am instalat pe ăsta trebuie să-i spun programul ăsta nu e un virus și când se instalează acolo e foarte bine că se instalează și ignoră orice avertizare. Și atunci trebuie să-mi învăț antivirusul să nu mi-l șteargă. Pentru că e considerat un virus, că el îți salvează tot ce scrii în calculator și e ceva în neregulă aici. Și atunci apar probleme. Mi se pare foarte, foarte util. Gândește că pot să. Dacă eu suntem azi în 10, eu pot să văd ce am făcut în data de 1 februarie, la ora de, minutul de, secunda de. Știu exact ce am făcut. În aceeași idee este și programul următor, care se cheamă Rescue Time. Care Rescue Time are doar o iconiță aici. Îți trimite în fiecare duminică seara un e-mail. Hei, săptămâna trecută nu știu ce ai făcut. Ai fost atât de productiv. Și îți dă o notă. Un procent. A fost un procent atât de productiv. Față de săptămâna anterioară, ai evoluat în felul următor. Din timpul petrecut săptămâna care tocmai s-a încheiat acum, ai avut atâta timp productiv, atâta timp neproductiv și între ele există și un timp neutru. Poți să-ți customizezi, de exemplu, pentru unii, dacă lucrează pe Facebook, dacă lucrează social media, Facebook e ceva productiv și poți să zici Facebook e productiv. Dacă Facebook e ceva de pierdut timpul, poți să zici Facebook e de pierdut timpul.
nu trebuie să definești, el știe clar că Facebook în general e de pierdut timpul, că un program de urmărit filme e de pierdut timpul, că Windows Explorer și un antivirus e în general o chestie productivă, lucruri de genul ăsta. Dar poți să-ți definești și tu. E, fața tare e că îți face statistici de genul ăsta, îți arată tot felul de lucruri și nu trebuie să faci nimic. Îl instalezi și primești un e-mail duminică seara cât de productiv ai fost. Știe și istoric, fața e că dacă vreți să vedeți, de exemplu, suntem în februarie 2014 și vreau să văd ce am făcut în februarie 2013. Poți să vezi absolut toate statisticile, dar trebuie să plătești pentru asta. Adică, gratuit îți spune, în principiu ai făcut cam așa, așa, îți dă un grafic de genul ăsta, dar nu îți spune, ok, la ora de, minutul de, secunda de, ai făcut aia și aia. Deci nu îți dă detalii foarte exacte, pentru detaliile respective trebuie să plătești. Mai e un program care se cheamă Locate32 și care are marele avantaj că eu scriu aici orice și când am dat Enter, îmi caută instant. Uitați, dacă dau Find Now, a căutat, a durat o secundă sau două. Eu am aici vreo 4 hard discuri și în total au câțiva tera buni. Au vreo, nu știu, vreo 5 tera de date, cred că am în calculator. Pe acolo, ceva genul ăsta. Sunt foarte multe fișiere pe care le am în calculator. Și eu apăs pe butonul ăsta și îmi găsește în câteva, într-o secundă, ceva de genul ăsta. Și atunci, programul ăsta ce face? Dau click dreapta pe el, Update Databases, și el acum îmi scanează tot discul C și face update al bazei de date. Dacă vă uitați, între timp sunt niște fișiere aici pe care eu le-am mutat. Le-am mutat ca să lucrez la carte de vizită, le-am mutat din locul respectiv, le-am pus în altă parte. Și acum el actualizează toate bazele de date și dacă o să mai dau, după ce termină chestia asta, mai dau o dată Find Now, o să obțin alte rezultate, pentru că el a actualizat. Durează un timp până scanează toate harddiscurile, dar trebuie să fac asta doar periodic, adică eu pot să lucrez cu o bază de date care e de ieri, că de ieri până azi n-am făcut mari modificări la harddiscuri, n-am mutat multe fișiere. Și atunci mi-e util programul ăsta că eu mă duc aici și scriu carte de vizită și am dat Enter și am obținut foarte, foarte rapid toate locurile unde găsesc carte de vizită la mine pe calculator. Pot să am criterii avansate, să zic tot felul de lucruri, cât de mare, cât de mic, cât de vechi. Pot să am anumite extensii, să caute numai fișierele doc sau numai alte fișiere. Are tot felul de opțiuni pe aici. Și partea cea mai bună este că rezultatele sunt practic instant. Am apăsat pe buton și a căutat instant. Este... De asemenea, încă o chestie, sunt alte soluții care, de exemplu, îți monitorizează tot timpul ce faci pe hard disk și fac același lucru ca programul ăsta. Ăsta mai are un avantaj. Nu mi-umblă tot timpul pe hard disk, hai să vedem ce ai mai făcut, tot timpul să pună întrebarea asta. Nu. Îi dau o dată la câteva zile update databases, pot să programez asta să facă el automat și am în principiu o bază de date care e destul de actuală, care pentru mine e suficient de clară, pentru că dacă eu lucrez acum 2-3 zile la un fișier, știu unde se află oricum. Și dacă e un fișier mai vechi, pe ăla oricum nu-l mută. Adică, în opinia mea, asta e soluția optimă de căutat ceva în calculator. Am încă o aplicație care e drăguță și care face în felul următor. Așa cum poți să-ți pui alarme pe telefon, cu aplicația respectivă, Free Alarm Clock, o căutați la Google și o găsiți, puteți să vă puneți puteți să vă puneți alarme în calculator. Și la ora 9 dimineața, mi-apare o alarmă de genul ăsta. Mi-apare o fereastră și îmi scrie mesajul respectiv. Poți să-i pun și sunet. Poți să programezi când să sune la ora de, la ziua de, în fiecare zi, doar luni și miercuri, tot felul de chestii de genul ăsta. Și mi-apare un mesaj. Fă asta. Ok. Și mi-aduce aminte. Vă sfătuiesc să puneți fără sunet pentru că puteți să lăsați calculatorul să plecați și când v-ați întors să facă o hărmălaie nemaipomenită. Și între timp, dacă mai se deranjeze lucrul respectiv. Eu le-am pus pe toate fără sunet. Încă o aplicație. Eu ascult muzică cu Winamp și cu programul ăsta, Last.fm, pot să salvez, să salvez pe net ce muzică ascult. De exemplu, asta e ultima melodie pe care m-am ascultat. Îmi dă și niște statistici despre ea, despre de câte ori am ascultat-o eu. Și dacă mă duc la Scrubbles, pot să văd, lucrurile astea sunt publice la mine, pot să mă uit, pot să vadă oricine lucrurile astea. Am o listă cu melodiile pe care le-am ascultat în ultimele 10 de minute. Și îți dă niște statistici foarte clare, când ai ascultat, ce ai ascultat și salvează asta constant. Dacă eu vreau să știu, e o informație de care am puțin nevoie, dar iarăși programul ăsta nu consumă aproape nimic. Adică stă acolo și monitorizează ce fac eu la calculator. În fine, pentru că vorbim de un site de medicină, vă mai arăt un program care e un pic amuzant. Și facem felul următor.
În timpul zilei, stați că avea și un din ăsta. Așa, el zice că ziua începe de dimineața, probabil aici e vreo 8, nu știu, ia să vedem. El zice că ziua, așa, se face seara și se face dimineața. Așa. Deci, știe, are baze date pentru România și știe că acum la ora 11 și 10 suntem aici, soarele a răsărit la ora asta, acum suntem aici și la un moment dat o să se facă seara. E, ce face? În momentul în care s-a făcut seara, el are niște setări și poate să stingă culorile monitorului puțin, să-ți întunece monitorul. Tu aprinzi becul și în felul ăsta autorii programului și locul unde am citit spun că te ajută, e ca și cum seara ai stinge luminile și te-ai obișnuit cu lumina de afară, iar ziua ai fi la lumină de afară, la soare. Și atunci îți închide culorile monitorului. E un program mai așa, mai atipic. Mi-a plăcut foarte mult ideea. Culorile se văd destul de rău când se întunecă. Mie nu-mi place foarte mult senzația, dar îmi place foarte, foarte mult sentimentul că sunt la calculator și e o chestie care e cât de cât similar cu natura. Mi s-a părut foarte tare chestia asta. E un program care nu are utilitate foarte mare. Nu știu pe plan medicinal dacă ce spun este adevărat sau e ceva fals și doar ceva de amuzament, dar mie mi se pare un program foarte amuzant. Acum a terminat și ăsta de scanat. Și acum dacă dau Find Now, deci vă uitați aici, sunt niște fișiere care au fost șterse și dacă el acum a actualizat baze de date și dacă dai Find Now, îmi zice, ok, nu mai sunt acolo, acum sunt pe desktop, le-am pus în folderul ăsta și le găsește aici. Da? Sau alte fișiere, am mai făcut unul la astăzi, la ora... Nu. Mă rog, de obicei destul de... spune foarte clar unde sunt fișierele și ce ai lucrat cu ele. Și aici am zice unde se mai află niște fișiere care am lucrat recent. Ca să recapitulez, un program de comunicare online, un program de salvat fișierele și sincronizare între mai multe device-uri, un program cu care pot avea acces la calculatorul meu chiar dacă nu sunt la acasă, atâta timp cât calculatorul este pornit. Ăsta este un program care salvează tot ce dau copii și pentru copy-paste, când îmi salvează când am apăsat copy, îmi salvează el și atunci mă ajută să am acces la date la care am dat de mult copy. Ăsta este un program care salvează tot ce tastez. Ăsta e un program care îmi trimite un raport în fiecare duminică seara cu cât de productiv am fost săptămâna trecută. Cu programul ăsta pot căuta un fișier instant. Cu programul ăsta mi apare o alarmă, uite, trebuie să faci asta, pe ecranul calculatorului. Cu programul ăsta monitorizez toată muzica pe care o ascult cu Winamp. Și în fine, programul ăsta mi arată cum evoluează, îmi schimbă culorile monitorului pe parcursul zilei. Cam asta voiam să vă zic. Succes!